În ultimul secol, Universitatea Politehnica Timișoara a dat peste 140.000 de absolvenți și a devenit cea mai prestigioasă instituție de învățământ superior din partea de vest a țării, totodată una dintre cele mai longevive din România. Anul 1924 era cel în care de pe băncile instituției se desprindea prima generație de absolvenți, iar de atunci au trecut 100 de ani, astfel că momentul unic în istoria UPT va fi marcat prin gala aniversară elit, care va avea loc vineri în data de 27 septembrie de la ora 17 la Cinema Timiș. Va fi un un eveniment care va reuni zeci de absolvenți de succes ai Universității Politehnica Timișoara, personalități de prestigiu din multiple domenii, atât membrii ai comunității alumni UPT, cât și invitați internaționali, precum Călin Drăgan și Iuliu Winkler, ambii absolvenți ai Universității Politehnica Timișoara. Vor fi patru paneluri de discuții care vor aduce la oaltă subiecte din domenii precum tehnologie, inovație, leadership, cercetare, performanță și altele. În premieră la Gala Elite, accentul va fi pus pe tehnologiile de ultimă generație, iar participanții vor avea parte de o experiență Imersivă. Prin acest eveniment, Universitatea Politehnică Timișoara dorește să celebreze atât realizările comunității sale, cât și să aducă în prim plan viitorul educației și tehnologiei.